Lăudați și binecuvântat. Amin. Începea Duhul Sfânt cu o întrebare. O întrebare care mi-a pus-o Domnul mie în dimineața aceasta, o pune fiecare dintre noi. Dacă avem Duhul Sfânt și dacă suntem plini de Duhul Sfânt, atunci de ce mare loc frica? De ce mare loc frământările, amărăciunile, întristările și luptele care le aduce vrăjmașul? Și spunea Domnul, fă rost de un de lemn și fii plin de Duhul Sfânt, pentru că vremea care stă înainte este o vreme foarte, foarte grea. La prima rugăciune mi-a arătat Domnul vedenie, s-a făcut o strigare dintr-un munte. I-am văzut numai o parte a muntelui, vârful muntelui n-am văzut și strigarea de unde se făcea, era în cer. Așa de mare era muntele acesta. Și la strigarea care s-a făcut, am văzut din toate cele patru colțuri ale pământului, s-au încolonat multe, multe persoane, erau legate de o funie care era trasă de acolo, de pe vârful muntelui. Funia asta era la toți aceia care erau încolonați să ținea de ea. Și striga Duhul Sfânt și a spus în felul următor, vremea aceasta și vremea care vine, unitatea și credincioșia care va trebui să o avem în Dumnezeu, și apoi mi-a arătat Dumnezeu că era legăturile între frați și legătura asta între frați și Dumnezeu. Aleluia. Interesant era că funia asta o trăgea Domnul, de acolo de unde se făcea strigarea. Aleluia. Și spunea Domnul, cine se ține de funie cu niciun chip nu va cădea. Aleluia. La un moment dat am văzut că s-a început să se facă așa un urcuș mare, erau niște stânci, niște munți care am spus eu în Duhul meu, Doamne, pe aici niciun om n-ar putea urca niciodată. Și zic, Domnul, uite-te la funie. Când sunt prăpăstele astea care unii nu pot să meargă, unii nu pot să treacă, sunt cei de pe partea aia și cei de pe partea asta care ține. Și cu niciun chip tot nu-i voi lăsa. Și a spus, Doamne, sunt lucruri care îs greu de crezut, îs greu de primit. Și spunea Domnul, veți vedea minuni și veți vedea lucrări care ochii voștri nu le-au mai văzut până acum. Dar ceea ce era important, se făcea strigarea aceasta. Și a spus Domnul, atenție la unitate. Atenție la unitate. Că cine are legătură cu Domnul, are o legătură bună în casa Lui, are o legătură bună în lucrarea care se chema și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. A doua parte a lucrării, mi-a arătat Domnul și să striga turnul Babel. Turnul Babel. Dintr-o dată, am văzut așa pe o parte a pământului, n-am văzut locul, nu mi s-a dat să cunosc locul în care era, se făcea un turn foarte, foarte mare și de acolo se făcea o mare strigare. Toți oamenii pe pământ, toate națiunile pe pământ, trebuia să vină la turnul ăsta care se făcea. De fapt, era în mare parte făcut. Nu era finalizată lucrarea, dar era aproape făcută toată lucrarea aceasta. Și am mers acolo și interesant că la mijlocul turnului ăsta era o încăpere care nu avea nici geamuri, nici ușa. Asta a fost mirarea mea. Și întrebarea care am pus-o Domnului, Doamne, cum se face că de acolo iese informații, dar înapoi nu le puteau primi? De acolo ieșea informații, tot ieșea informații și se mergea pe tot pământul. Mi s-a să văd, eu nu le-am tare cu tehnologia, dar vă spun ce am văzut. Atâtea legături era pe pământ, că nu ne putem imagina cât de bine pământul este controlat de oameni. Și în special de Satan, de diavol. Atâtea de iute alerga informațiile astea și cine nu se prezenta la turn, erau aduși cu forță acolo la turn. Vine vremea că îi aduceau cu forță acolo. Pentru că de la turnul ăsta am văzut că se dădeau niște legi, niște reguli, în care cei mai mulți nu erau de acord cu ele. Mă refer la oameni, la oamenii de rând. Nu erau de acord cu ele. Și erau câteva lucruri care Dumnezeu le-a arătat ca taină, ca secret, care încă oamenii nu le știa, dar mi s-a dat din partea Dumnezeu să spun, de acolo se va primi comanda să vorbească numai o singură limbă, pentru pământ. Și am văzut că s-a început o prigoană și pentru oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu și pentru oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și cei mai mulți au început să conformeze legilor care ieșeau de acolo, din turnul acesta, din lucrarea aceasta, clădirea asta. Și le se spunea, le se promitea oamenilor care făceau pact cu cei care erau în centru la toată lucrarea asta, că vor avea foarte multe favori, foarte multe lucruri la care cu foarte mare ușurință vor avea acces la ele.
Și oamenii încetul cu încetul au ajuns să fie obosiți. Aia e una din lucrări care Dumnezeu mi s-o dat să vi le spun. Au ajuns să fie oamenii psihic, foarte, foarte obosiți, să nu mai înțeleagă nimic de ce se petrece pe pământ și care mai de care putea să-i ducă foarte ușor într-o parte în alta, ca într-un final, mi s-o dat din partea Domnului să înțeleg, oamenii parcă erau hipnotizați. La strigarea care se făcea din turnul ăsta, oamenii mergeau cu capul jos înspre acolo. Ce înțeles are toată lucrarea aceasta, Domnul a spus să vă spun, să ne pregătim, este foarte, foarte aproape venirea Domnului. Foarte aproape. Și se va pregăti prigoana, se va pregăti martiraj. Am văzut chiar și dintre oamenii care încăpățânați, nu aveau pe Dumnezeu. Domnul mi-a arătat, uite, sunt oameni care nu mă cunosc și nu m-au acceptat în viața lor. Și chiar ne-au omorâți. Omorâți de sistem, de legea asta care era. Domnul a spus să ne rugăm, să mijlocim, să ne apropiem de Domnul și în felul acesta Domnul își va face lucrarea Lui și cu prima parte a lucrării care a dat-o Domnul, ținându-ne de funie, ținându-ne de Domnul, Domnul ne va ajuta, ne va da biruință, ne va da lumină, călăuzire și toate lucrurile Domnul le are în mâinile Lui. Amin. Amin.